Citim câteva versete din Cartea 1, Petru, capitolul 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteala înaintea celui ce este gata să judece vii și morți, că tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile și folosesc același termen ca și aseară. Mi s-a sugerat ca în seara asta să avem un cuvânt de învățătură din versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, vegheați în vederea rugăciunii. Mi-am propus, am convenit cu frații, ca să am un cuvânt de învățătură în prima parte despre veghere și după ce vom cânta, ne vom ruga, voi avea o a doua parte strict despre rugăciune. Aș vrea să încep în prima parte prin a vă îndemna la o cursă a înarmărilor. Trăim vremurile care le vedem, ce în Ucraina, ce în Orient, ce în Africa, ce se întâmplă în lume. Toate națiunile pământului sunt într-o cursă nebunească a înarmărilor. Apostolul Petru vine și ne recomandă același lucru și ne spune să ne înarmăm și noi. Știți cu ce? Cu gândul. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul este o armă teribilă și gândul e lângă tine, nu trebuie să faci investiții foarte mari, nu se investește nu știu cât din PIB-ul țării ca să-ți faci rost de gânduri. Dar doresc ca Domnul să ne dea gânduri bune și gânduri de la El, care sunt gândurile acestea, ne sugerează textul. Primul gând cu care trebuie să ne înarmăm și vouă nu o să vă placă, este gândul suferinței. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Voi sunteți tineri, vă gândiți la școală, la profesie, la căsătorie, la o casă, la o mașină, la viața care vă stă înainte. Nu vă place gândul suferințe, dar ca unul care a trecut prin viață și toate etapele acestea, Dumnezeu îngăduie peste copiii Săi și suferința. Veți întâmpina suferințe și la școală, și ironii, și nedreptăți, veți întâmpina suferință și la serviciu, veți întâmpina destule suferințe și în cadrul căsniciei, că se pare suferința este o metodă de desăvârșire a sfinților. Se cuvenea, spune în Evrei, dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia desăvârșirilor. Adică, Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, în partea Lui umană a fost necesar să fie desăvârșit prin suferință. Pentru că noi tranzităm, eu prin Bucovina, voi în Spania și alții pe pământul acesta. Ținta noastră, finalul nostru, nu e în Spania, noi ne-am pornit spre o cetate despre care spunea în Evrei că a văzut-o Avram de departe, că are temeliile tare, a cărui meșter și ziditor e Iisus Hristos. Acolo-i finalitatea noastră. Noi nu suntem pentru pământ. De aceea, ca să ajungem acolo, Domnul îngăduie peste noi și suferința. Suferința are rolul ei, are rostul ei. În suferințe te cunoști cel mai bine pe tine și în încercare. Noi avem păreri grozave câteodată despre noi, dar în suferințe abia vedem cine suntem noi. În suferințe, în încercări, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Ai experiență cu Dumnezeu. Și suferința te califică pentru slujire. Deci primul gând cu care ne înarmăm cu gândul suferinței. Vreți să spuneți amin? Amin! Nu vă place? Al doilea gând e gândul sfințirii. Cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Noi trebuie să avem în mintea noastră, în inima noastră, gândul acesta. Unde ne-a așezat Dumnezeu? Aici în Spania sau unde o să mai călătoriți voi? Noi trebuie să avem gândul sfințire. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Scriptura spune, fiți sfinți, pentru că El este sfânt. Să ne ajute Domnul. Avem gândul slujire. 4:10. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu, ca în toate Dumnezeu să fie slujit. Voi sunteți tineri, dar trebuie să vă obișnuiți cu slujirea. Nu-i nimeni prea tânăr ca să slujească. Samuel era un copil care încă era destul de mic când Domnul i s-a descoperit. Nu sunteți prea tineri. Spune că eu sunt prea tânăr, nu pot face nimic. Așa cum sunteți, puteți face. Înarmați-vă cu gândul că trebuie să slujiți lui Dumnezeu. Amin. Și încă un gând care nu vă place. E versetul 7 care mi-a fost sugerat pentru seara aceasta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Înarmați-vă cu gândul sfârșitului. Dragi copii, când Dumnezeu mâniat pe pământ a trimis potopul, acolo erau și bătrâni, și tineri, și erau și copii. Când peste Sodoma, Gomora, Adma și Țeboinul a plouat foc și pucioasă, acolo erau vârste diferite. Când va veni Hristos pe nori, la vremea sfârșitului, societatea va fi ca acum. Vor fi și bătrâni, și tineri, și copii. Nu știm când vine, știm numai că e aproape. S-ar putea ca unii din voi să prindeți sfârșitul, să prindeți răpirea, marele eveniment. De aceea ne înarmăm și cu gândul acesta. În Iacob 4:13 spunea, ascultați voi care ziceți, la anul mă duc în cutare lucru, fac cutare lucruri și voi câștiga. Voi ar trebui să spuneți, dacă Domnul voiește. Deci noi facem școală, dacă Domnul voiește. Ne mărităm și ne însurăm, dacă Domnul voiește. Pentru că oricând e posibil să vină sfârșitul. Și acum, cu privire la sfârșit, vine Apostolul Petru și ne spune, dacă tot vine sfârșitul tuturor lucrurilor, voi ce trebuie să faceți? Să vegheați. Adică să fim foarte atenți, că vine sfârșitul. Asta înseamnă a veghea, a fi atent. Ezra spunea caravane ce mergea spre Ierusalim, fiți cu ochii în patru. Dumnezeu să ne ajute. Când vorbim de veghere, o întâlnim la trei nivele diferite. Primul nivel e vegherea personală. Psalmul 39. Ziceam, voi veghea asupra căii mele. Fiecare trebuie să vegheze asupra lui însuși. A doua treaptă, când veghem unii asupra altuia, cum scrie în Evrei 10:24, vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Dar vegherea aceasta nu întotdeauna are responsabilitate. Eu veghez asupra voastră, vă dau un îndemn, ne îndemnăm. Măi, nu preveniți joia la adunare. Nu te-am văzut de mult la adunare. Am dreptul să mă uit la tine și să spun, hai, vină la adunare. E dreptul meu. Măi, îmbrăcați-vă cuvincios. Măi, vorbiți frumos, măi. Măi, fiți mai sinceri în umblările voastre. Eu mă uit și veghez ca să ne îndemnăm. Dar pe a treia treaptă de veghere sunt oameni care au responsabilități. În Maleahi, capitolul 2, versetul 12, Dumnezeu se supără pe o categorie de oameni care veghează și răspunde. Deci eu nu răspund de voi. Eu răspund pentru predica mea din seara asta și plec și abia aștept să plec acasă. Ei, dar aici sunt oameni care răspund. Ei veghează și răspund. Cine sunt aceștia? Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu ar fi de niciun folos. Deci când vorbim de veghere, veghere la nivel personal, eu îmi văd de atent la viața mea. Veghere unii asupra altora, doar numai ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Și veghere cu responsabilitate. Oameni care vor da socoteală. De aceea spunea Cartea Evrei, ascultați-le și fiți-le supuși. Dumnezeu să ne dea pricepere. Unii am constatat, că eu m-am îmbătrânit acum pe băncile adunării, unii am constatat că nu prea se suie pe prima treaptă, să vegheze asupra lui, asupra casei lui. El la a doua, la a treia, el veghează asupra altora. Ce-a făcut păstorul, cum a cântat cântărețul, prorocia dacă a fost bună sau nu a fost bună, eu știu cine e el și tot comentează, dar el nu e atent la el. Spune Domnul Iisus în Matei, fățarnicule, uită-te la bârna din ochiul tău și apoi la paiul din ochiul aproapelui. Mulți au tendința asta de a veghea asupra altora, dar nu veghează asupra lor. Domnul să ne dea ei pricepere. Acum, față de evenimentul acesta din versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, Biblia vine și ne cheamă să fim vegheatori. Eu am încercat să definez câteva domenii în care trebuie să fim foarte atenți. Și avem în Sfânta Scriptură un capitol care aduce cinste unei femei, foarte bună femeia asta. Îi drept, capitolul e scris de o soacră. O soacră scrie cam cum ar vrea ea să fie o noră. E Proverbe 31, capitolul. Dar în versetul 27 spune așa, femeia asta grozavă, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Eu am spus, îi domeniu, generalizăm într-un fel, spunem domeniu administrativ. Voi sunteți familii tinere, cu copii mulți și copii mici. Și eu am avut copii la vremea mea. Mai am, dar mei sunt mai mari. Altfel de veghere, alte probleme avem noi acum. Măi, ai 3-4 copii așa de iuți, tot cu ochii pe dânsul stai. Unde ești, măi? Unde ești? Asta e treaba părinților, să vegheze asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Că numai un pic nu ești atent și vezi câte tragedii se întâmplă. Deci primul domeniu în care trebuie să fim foarte atenți și ne consumăm multă energie în administrația de familie. Și nu suntem numai atenți la copii, suntem atenți și la cheltuiel, că voi faceți banii greu. Eu știu că lucrați greu. Eu am ieșit la pensie de 10 ani de zile, sunt pensionar, că, repet, sunt bătrân, dar voi faceți greu banii. Dacă nu sunteți atenți, îi cheltuiți foarte repede. Repede cheltuiți. Dar o femeie înțeleaptă, un bărbat înțelept, veghează asupra celor ce se întâmplă în casa lor. Domnul să vă dea priceperea asta. Asupra diferitelor evenimente, ai musafir, te duci tu în vizită, faci o programare, întotdeauna trebuie să fii foarte atent, să fii vegheator. Să ne ajute Domnul! Amin. Un al doilea domeniu în care trebuie să fim vegheatori este domeniul obligațiilor din Deuteronom, acolo cât 4:23 parcă spune acolo, vegheați, aduceți-vă aminte de legământul făcut cu Domnul. Legământul implică o responsabilitate, întotdeauna. Eu am făcut legământ cu Domnul prin botezul în apă acum 40 și mult de ani. Și am făcut un legământ cu nevastă, mă tot acum aproape 40, dați pe aproape. Legămintele astea implică niște obligații, nu? Ori eu trebuie să fiu atent la obligațiile acestea. Vegheați asupra voastră să nu-i dați uitării legământul. Dacă îmi permiteți o paranteză mică, am povestit întâmplarea asta. La noi, la Dunariu, era o binecuvântare de copii și neanunțat a venit un bătrân. S-a așezat în spate, m-am dus la el, pacea Domnului, cine-i fratele? Ilie Panțiru, de unde? Din Priscăreni, Priscăreni, Ucraina, zona ocupată. Mă, tare putea să dai un îndemn, avem binecuvântare de copii. Mă, nu de asta am venit, dar dacă vrem, oameni buni. Eu am auzit multe predici, am predicat mult. Predica la omul ăsta eu n-am auzit. În 5 minute plângea tăta adunarea. Nu spunea cine știe ce. Eu am predică pe puncte, n-am schiță, de le am în cap. Ăsta n-avea pe puncte. Dom'le, în 5 minute nu mai găsăm Batiste. Și printre altele, ne-a povestit că el, la 2 săptămâni după ce s-a însurat, a venit noaptea ca ghebiștii, lua nevasta din pat și i-a dus în Siberia. Era pe tabel cu pocăiță. Și el a spus, dar și eu sunt pocăit, că era pocăit. S-a uitat pe tabel, nu ești. Când a plecat camionul, că i-a pus în camion, când a plecat camionul, nevastă a spus, Ilie, dă-mi niște haine groase, știu că ne duci în Siberia. Ei era într-un capoțel, așa o luat-o. Și a luat o haină groasă, nu l-a lăsat, a pus un petroi și i-a aruncat-o în mașină și când a plecat camionul, s-a prins de mașină, l-a lovit până a căzut. Și el cu cumnatul lui spune, 1 an de zile am lucrat cu ziua prin sat ca să strâng bani și să mă duc în Siberia. Și spune oamenii bătrâni, băi băieți, bă, nu că avea 20 de ani, voi știți unde e Siberia? Bă, dar nu mai sunt femei în sat? Și el a spus, nu, eu am legământ făcut cu una în fața lui Dumnezeu. Și după multă vreme s-au dus, s-au văzut, au avut 8 copii, primul a murit, cu 7 au venit înapoi în Basarabia, apoi au venit împreună cu soția, nu în Basarabia, în Ucraina, că ei aparțin de Ucraina, Priscăreni. Au fost la mine împreună cu soția. Dar eu m-am gândit, de ce unii uită așa de ușor de legământ? De ce apar atâtea divorțuri la pocăiță? Divorțuri și recăsătorii. Și apoi eu umblu mult și mulți vin să le dau deslegare. Frate, dragul, dacă știi cine e și ce-a făcut, băi, stai, că nu mă... Așa... De ce apar astea? Pentru că n-au vegheat și au uitat legământul care l-au făcut. Legământ cu Dumnezeu, eu am spus, am avut ocazie de 1000 de ori să calc legământul. Cât am umblat toată lumea asta, nu l-am calcat niciodată, că nu m-a lăsat Duhul Sfânt. Și de fiecare dată mi-a spus, ai un legământ cu nevasta, ai un legământ cu Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Vegheați asupra legământului, asupra obligațiilor pe care le aveți. Față de societate sunteți mai atenți, că de nu plătești impozitul și chiria, au ei grijă să-ți aducă aminte. Dar față de biserică suntem restanțieri, noi avem niște obligații când venim la adunare, nu numai drepturi, avem drepturi și obligații. Și de multe ori cerșim drepturile. Frate, dați membru, dar ca obligație. Una din obligații, dacă vreți, de bun simț, e prezența la adunare. Și de câte ori nu suntem atenți la asta? Deci când vedem al doilea domeniu, e domeniul legămintelor pe care le-am făcut. Și mai ales obligațiile care le avem față de Dumnezeu. Deci în așteptarea revenirii Domnului Iisus, față de evenimentul ăsta care curmă toate evenimentele, întâmplarea asta pune capăt la toate întâmplările de pe pământ. Venirea Domnului, sfârșitul tuturor lucrurilor. eu trebuie să fiu foarte atent asupra administrației, că trăim în firea pământească, avem casă, avem... cine nu îngrijește de-a lui e mai rău ca un necredincios, da? Deci avem grijă mare, vedem aici, asupra obligațiilor care le avem și asupra evenimentelor, să fim atenți. Matei 24 cu 42, parcă, vegheați că nu știți ziua în care va veni Fiul omului. Acum eu nu vă îndemn chiar să stați numai la știri cu telecomanda în mână, că asta o faceți și vi drag să o faceți câteodată. În seminția lui Israel era Isahar, care avea o binecuvântare deosebită. Înțelegeau vremurile care le trăiau și ce trebuia să facă poporul. Era o binecuvântare de la Domnul, era un dar dat lor. Noi suntem atenți la evenimentele care se întâmplă. Corelăm viața noastră cu ceea ce se întâmplă. Dar cel mai mare eveniment, și la ăsta revin, este evenimentul revenirii pe nori a Domnului Iisus Hristos. Noi ăsta îl așteptăm. E o cântare, nu bombe așteptăm, nici anul 2000. Nu astea. Astea vin, pandemii, se preconizează diferite crize alimentare, războaie, vești de războaie. Dar cel mai mare eveniment e venirea pe nori a Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta trebuie să ne pregătim. Aici să fim atenți, da? Deci când vorbim de veghere, domeniul administrațiilor în lucrurile materiale, domeniul obligațiilor, a legămintelor făcute și în domeniul evenimentelor care se întâmplă. Să fim atenți aici, la asta ne cheamă Domnul și Domnul să ne dea pricepere la tot. Amin. Acum noi ne pregătim. Pentru evenimentul ăsta ne pregătim. Și iarăși ne pregătim printr-o atenție și veghere mare. Spune parcă în cartea Iosua 23 cu 11, vegheați ca să iubiți pe Domnul. Atenție la sentimentele care le aveți. În așteptarea revenirii Domnului Iisus, trebuie să fiți plini de dorința asta. Noi nu așteptăm cu teamă revenirea Domnului. Nu, nu. Noi o așteptăm cu bucurie. Când un băiet logodește cu o fată, unul în Spania și fata în România, și se înțeleg tare bine și merg să întâlnească, tare se teme băietul acela? Da, mai sunt băieți care se tem. Vă spun o întâmplare. O soră tot suna pe fratele Axânte Octavian. Frate, roagă-te pentru mine, roagă-te pentru mine, plângea, măi, s-a rugat, frate, e avut ceva, îi mai spunea. Atâta l-o năcăjit, nu spune, nu-i mai răspund la copchela asta. Nu știe, e măritat, nu-i măritat, ci cu dânsa. Nu i-a mai răspuns. La volună, iară o sună, hai mai să-i răspund. Te-ai săturat de mine, nu mai vrei să mai vorbești cu mine, roagă-te pentru mine. Hai mă că mă duc și mă rog. Și arată Domnul că de departe venea un băiet până în România ca să întâlnească cu ea. Și când venea România, nu se mai ducea până la Cluj. La Timișoara se întorce înapoi, de vreo 3 ori. Și îi spune, măi soră, nu știu, ești bătrână, tânără, măritată, că nu te-am întrebat. Uite, mi-a arătat Domnul. Este o persoană tânără care vine înspre tine ca să se întâlnească cu tine. Dar se teme și fuge înapoi. Și ea începe, așa-i frate, am un băiet grăiesc de câțiva ani, tot punem, nu ne înțelegem la telefon, când vine în țară, nu mai ajunge la mine, că ce facem noi după ce ne căsătorim? Dar unde suntem? Dar ce mâncăm? Și pleacă înapoi, de la Timișoara se duce înapoi. Și a spus băietul ăsta că el te cunoaște pe matale. Și el spune, băi, dacă mă cunoaște, spune că tăți care s-au căsătorit au murit de foame. Tăți au murit de foame, mai este câte unul care stă pe sub poduri, stă așa ca copiii care fug de la școală, când eram în vremea mea așa. Și fata i-a spus, n-a spus fratele Octavian că tăți au murit de foame. Mă, o venit a 4-a oară, s-o dus și o făcut nuntă. Eu dispărut teama asta deodată. N-a spunea Octav, dar după ce s-a maritat nu m-a mai sunat. Am auzit că o făcut nuntă. Sunt și băieți care se tem. Îi prin 30-40 de ani, tu știi ce greu e însurat? Dar voi de unde știți că e greu? Dar n-ați fost niciodată. Nu? Fete care suntem sunt mărite, sau voi vreți să vă măritați? Care vreți să mărite, să ridice mâna? Nu vrei niciuna, na. Bun. Hai să revenim. Deci, în așteptarea revenirii Domnului Iisus, e domeniul ăsta a evenimentelor care se petrec. Cel mai mare eveniment e revenirea Domnului. Aici trebuie să veghem asupra sentimentelor. Vegheați ca să-L iubiți pe Domnul. Așa mă rog ca Domnul să vă dea dragoste de El. Odată cineva vorbea despre Hristos și spunea, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul-i turna pe buzele tale, războinic viteaz, uit în carul tău de biruință, fii biruitor, apără adevărul, blândețea, neprihănirea, dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Cel mai frumos e Hristos. Logodnicul ideal, perfect pentru fiecare, e Domnul Iisus Hristos. El e mirele, noi suntem mireața. Ne temem că o să vină după noi sau îl așteptăm, sau îl iubim. Vegheați ca să iubiți pe Domnul. Doamne ajută-ne în asta. 2 Cronici 19:7. Vegheați asupra faptelor voastre. Trebuie veghere și aici. Că degeaba noi îl iubim pe Domnul dacă îl tăgăduim cu faptele. Din gură, Doamne, te iubesc. Dar faptic suntem departe de realitate. Vegheați asupra faptelor, asupra gândurilor, asupra vorbelor, asupra gesturilor, asupra tot ceea ce faceți. Vegheați. Și vegheați asupra relațiilor voastre. Aminteam din Evrei 10:24, mai spun și Evrei 12:16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Acum, veghează să nu fii tu curvar. Veghează să nu fii tu lumesc. Bineînțeles, ne relaționăm cu alți tineri. Atenție! 1 Corinteni 15:33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Aveți grijă la anturaj, dragii mei. Aveți grijă la preteniile care le aveți. Nu legați prietenii cu toți derbedeii fetelor. Nu legați prietenii cu ăștia. Că ei se pocăiesc, că ei... Eu aveam odată un băiat în sat. Eu veneam de la o evangelizare târziu. Și el era la ocazie, la ieșirea din Suceava. Îl văd, bă, ăsta e... Opresc. De unde vii, frate Dragoș? De la o evangelizare. Dar tu? Tot de la o evangelizare. Zic, dar unde a fost? Eu nu știam în zonă. Nu, am o fată pe care o evangelizez, e nipocăită și vin de la dânsă. Băi, băiete, bagă-ți mințele în cap, măi. Bagă-ți mințele în cap că nu te atragă. Până la urmă, băiatul ăla s-a căsătorit în adunare, e membru în comitetul adunării, predicator. Un băiat de la noi vorbea cu o fată nepocăită și i-a spus, măi, spun ca părinții lui Cuia, lui Samson, dar nu sunt fete la noi așa de frumoasă. Zice că tata, asta e, o luat locul 1 la Olimpiadă, la limba română. Face niște poezii și scrie. Măi, ți-a scrie niște poezii tătă viața de a-i spui plângând. Până la urmă m-o ascultați, o căsători bine, au familie. Nu legați prietenii așa de ușor cu necredincioși. Că ce legătură îi între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între păcat și neprihănire. Acum nu suntem sălbatici. Noi încercăm să evangelizăm, avem o relaționare bună, dar nu legați mai ales prietenii intime, că astea vă distrug. Deci noi vedem și asupra relațiilor pe care le avem cu ceilalți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hai să încercăm să văd dacă știu ce am vrut să predic. Ne înarmăm cu gândul suferinței, gândul sfințirii, gândul slujirii și gândul finalului, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În privința asta, deosebim câteva domenii în care trebuie să veghem. Al administrației, le știți? Eu le-am uitat. Da? Care? Cineva le-a scris acolo, soră, da? Al obligațiilor, da? Și mai care? Al evenimentelor. Aici suntem foarte atenți în astea trei pătrățele. Să veghem și să fim atenți. Atenți la sentimente, la fapte și la relații. Până aici e bun? Amin. Spunem amin până aici? Amin. Eu nu întreb amin, că am fost corectat. Eu am văzut la unii predicatori că predică și spun amin, și câte adunare, amin, și mi-a plăcut și mie. Și am început și eu așa, amin, amin. Și mă duc în Corjăuț, aseară frații din Corjăuț au fost la noi, la adunare, din Basarabia, și predică, amin, amin. Mă oprește un bătrân și spune, măi, drăgușel, mă, tu cunoști Biblia, eu n-am smerit, așa, când mi-o dat Domnul. Măi, unde ai găsit tu amin cu semnul întrebării în Biblie? Eu zic, n-am găsit. Și tu de ce tot pui semnul întrebării la amin? Sună mai frumos, îi provoacă adunarea, dar încă n-am găsit. De aceea eu spun, Domnul să ne binecuvinteze, amin. Amin. Și spunem amin, da? Amin. Mai am o întâmplare, hai să vă spun. Chindri și Iacobuț, l-a chemat Domnul acasă la 40 sau 54 de ani, prieten bun, cu o seară înainte le-am vizitat, cu o duminică înainte a fost, era proroc, cântăreț. Noaptea a făcut stop cardiac. La dâns în Cajvana, un frate are un vis. Se făcea că era la adunare și a venit un înger și le împărțea hârtii la toți. Și fiecare citea curios. Ăsta citea, știm, nimic, hârtia albă. Spune, băi, la voi ce scrieți hârtii? Și unul spune, scrie aminul care îl spunem la slujbă. Iară se uită la unul, o jumătate de foaie, la unul, la dânsul nimica. El era foarte rațional, nu o spunea amin așa, mai pasiv, mai somnoros. Vine duminică dimineața, iese conducătorul, spune, slăvit să fie Domnul. Adunarea atât, amin. El, amin, amin, amin. Ăștia-l știu eu. Binecuvântați să fie Domnul, tăți, amin, 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 amin. Unul întreabă, băi, ce cu tine? El spune, băi, uite ce am visat, că a venit un înger și atâta mâine scris aici. Bă, poate vă ajung și eu din urmă. Voi spuneți amin? Amin. Când trebuie. 2 Corinteni 1:20. Aminul care îl spunem noi prin el este despre slava lui Dumnezeu. Voi nu spuneți, nu facem galerii la predicator, eu sunt împotriva aplauzelor. Nici când aterizează avionul pe pistă și aplaudă tăți, eu am învățat că n-am voie. Și nici aceia care aplaudă, cântă unul frumos, aplaudăm pentru Domnul. Măi, lasă-mă, stați cu minte. Noi spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Bun. Cea mai eficientă metodă de pregătire și de veghere este vegherea în rugăciune. Vegherea. Vegheați în vederea rugăciune. Am un gând scurt de aici, spun amin și apoi cântăm, ne rugăm și dacă îngădui Domnul, mai continui. În rugăciune, destinatar. Pentru cine ne rugăm? Efeseni 6:18. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, vegheați aceasta cu toată stăruința, da, și pentru mine, versetul 19, rugați-vă pentru toți oamenii, Timotei, capitolul 2, ne rugăm pentru toți oamenii. Avem și liste speciale cu rugăciuni. Eu unul am. Am oameni pentru care mă rog de ani de zile. Am mai întâlnit un performer aici în Spania, nu știu unde, sau cred că știu, dacă nu la Rocheta. Eram cu Axânte, cu Octavian, și acolo este un frate Petrică Tivda. Îi paralizat, stă în scaun cu rotile, el din marginea de loc, de lângă Rădăuț. Și dacă stă în scaun, el se roagă mult pentru alții. Și lui tare i-a plăcut de Octavian și la urmă îi spune, frate Octavian, te-am pus pe lista mea de rugăciune, deschide caietul, ești la numărul 700 și nu știu cât. Așa avea el un tabel. Și Octavian îi spune, mă, dacă suntem prieteni, moare unul dinainte, mă bage, o leacă mai în față și pe mine. Nu, frate, eu pentru ăștia, pentru toți mă rog. Și eu cred. că îl știu din tinerețe pe omul ăsta, e mai în vârstă ca mine. Voi câți aveți pe lista de rugăciune? Suntem egoiști. Pentru mine, pentru mama, pentru tata, pentru servici, pentru prietenă, dacă ai prietenă, și cam atât. Bă, dar pentru păstori vă rugați? Da, pentru proroci, da, pentru cântăreți, da, pentru nemântuiți, da, pentru vrășmașii voștri. Vă rugați? Când vorbim de rugăciune, noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Cum ne rugăm? Atenți! Psalmul 50, 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și cine veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu o atitudine mulțumitoare. Nu predic despre mulțumire. Spun bătrânii noștri că așa bine ca acum n-am trăit niciodată. Eu știu cum erau satele noastre când nu aveam curent, când făceam treaba la grajd cu felinar și temele le făceam cu lampă, că nu era curent și nu era asfalt. Așa era. Știu cum erau cătunele noastre, cum erau satele, cum era mâncarea când mama făcea sâmbăta mălai, un fel de prăjitură din așa, și văd ce mâncați voi acum. Dar nemulțumirii ca acum cred că nu a fost niciodată. Voi n-ați prins greu, n-ați prins să stați la rând ceasuri întregi. În vremea lui Ceaușescu, când vedeai o coadă lungă, un rând, te așezai, după aia întrebai, dar ce se dă aici? Te așezai să prinzi rând. Voi trăiți foarte bine. De ce nu aduceți mulțumiri ca jertfă? De ce nu ne rugăm cu o atitudine de mulțumire? Domnul să ne dea așa asta. Deci când ne rugăm, ne rugăm cu mulțumire. Iacob 5 cu 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Rugăciune cu credință. Domnul să ne mărească credința. Și în rugăciunea care o veți face, să aveți credință. Că cine se apropie de El, Evrei 11 cu 6, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce Îl cheamă. Dei-vă, Domnul, credință la toți. Amin. Și rezultatele se văd automat. Spune în Luca 21 cu 36, dar voi rugați-vă ca să aveți putere și să rămâneți în picioare când se vor întâmpla toate aceste lucruri. O metodă de accesare a puterii lui Dumnezeu, că sunt multe metode, la Dumnezeu e un depozit mare de putere și noi mergem și accesăm, luăm din puterea aceea. O metodă este rugăciunea. Voi rugați-vă ca să aveți putere. Domnul să ne dea puterea aceasta. Nu mai fac încă o dată un rezumat, că l-am făcut, da? Numai că în așteptarea acestui eveniment a revenirii Domnului Iisus Hristos, cea mai eficace, mai eficientă, mai sigură metodă în care veghem și suntem atenți, îi vegherea în rugăciune. Domnul să ne dea putere și dorință de rugăciune. Amin. Haideți să ne ridicăm să citim câteva versete. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta e voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Vă rugăm să reocupați iarăși locurile. E adevărat, rugăciunea e un mod de viață, Ionuț. E o permanență în viața noastră. Nu-i ceva sporadic. Există însă momente de rugăciune mai aprofundată și Domnul spunea că intri în odăiță și te rogi, încui ușa. La un astfel de moment suntem noi în seara aceasta. E adevărat, rugăciunea e un dialog. Psalmul 95, veni să ne plecăm genunchi, să cântăm. Și apoi după ce ne plecăm genunchi, după ce ne rugăm, după ce cântăm, Vine versetul 7, ultima parte, și versetul 8. O, de-ați ascultați glasul Domnului. Adică eu îi spun Domnului și apoi vrea și El să-mi spui mie ceva. Rugăciune, da, e un dialog. În Psalmul 5, versul 3. Dimineața, Doamne, îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Dar eu nu mai aștept. Eu îi spun, bombardez, nu? Bombardez, du cu informații, geanta la lucru și am plecat. Dar Domnul vrea să stea de vorbă cu tine. Relația de prietenie între un băiat și o fată. Știi cât iau ei de povestit unul la altul? Lucru de nimic, dar îi place să stea de vorbă. Ceasul întregi. Odată eram la o nuntă, la o cumnată de-a mea, și am chemat niște fete ca să ajute la servit. Și când a început să servească antreul, o fată de la noi din sat vorbea la telefon. Bă, știi, s-au gătit și friptura, și sarmalele, și era la felul 3 la prăjituri. Erau 2 ceasuri. Și ea tot vorbea. Și eu zic, tu, ce te grăiești? Dă să ascult și eu, am pus urechea. Dă, ce ai de grăit 2 ceasuri cu băietul ăsta tu? Ea spune, frate Dragoș, nu râde, că noi suntem... Avem nunta pusă, el în Italia și noi tot grăim prin telefon. Pe cum facem logodnă, de roche, de invitați, de mâncare. El când vine, că și e concediu, noi trebuie să le știm toate. S-au căsătorit, trăiesc bine, au mai mulți copii. Noi suntem mireasa Domnului. El e mirele. Nu avem nimic să ne spune. E normal? Numai să stai pe genunchi și să spui te iubesc. Și apoi el îți spune și el, și eu te iubesc. E un dialog rugăciunea. De prea multe ori ne grăbim în rugăciunea. De prea multe ori. Eu acum despre rugăciune se poate vorbi foarte, foarte mult. Avem multe pregi despre rugăciune. Eu voi avea un singur gând. L-am mai împărtășit cu frață. L-am primit și eu din Scriptură. De atitudinea care ar trebui noi să o avem în rugăciune. De metamorfoza, de schimbarea care se produce în noi în timpul rugăciunii. Și am așezat rugăciunea între și între. Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Deci noi suntem oameni creați de Dumnezeu. Noi când ne plecăm pe genunchi, când ne rugăm Domnului, trebuie să ne caracterizeze smerenia, umilința. Și nicăieri nu e un cadru mai propice de a trăi umilința decât în rugăciune. Când te așezi pe genunchi, când stai cu fața la pământ și ridici glasul spre Dumnezeu, recunoști că undeva cineva e mai mare ca tine. Recunoști că este un Dumnezeu și că eu de aici mă adresez lui Dumnezeu. Un om se uita și a spus, când privesc soarele, luna, stelele care le-ai făcut, mă întreb, ce-i omul care se gândește la el, fiul omului, să-l bagi în seamă? Dumnezeu e creatorul. Tu cu ce te mândrești când te pleci pe genunchi? Ca să te mândrești în timpul rugăciunii, ești fără minte. Când ne comparăm unul cu altul, eu mă mândresc. Mă, am cu 2 kg mai mult ca tine, poftim. Asta nu e motiv de mândrie, știu. Da? Bun, dar ne mândrim în comparație. Dar când te pui tu cu Dumnezeu, cu ce ești tu mândru? Un abur care se ridică și abia... Apoi piere. Oameni. Ne plecăm pe genunchi cu sentimentul ăsta de umilință, de smerenie. Vă rog, începeți așa rugăciunea. Dar ne rugăm. Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Că până la urmă, Dumnezeu ăla mare, 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 Creatorul, e Tata. Ei, altfel de acum mă prezent la rugăciune. El e creatorul, a creat universul ăsta. Oamenii explorează universul așa pe bucăți, l-au împărțit ca să-l înțeleagă, să-l priceapă. Spune că tot universul e structurat pe grupuri, grupurile pe roiuri, roiurile pe galaxii, galaxiile pe sisteme. Noi suntem Sistemele sunt pe planete, noi suntem pe Pământ, din sistemul solar, din galaxia Calea Lactee și așa mai departe, da? Dar deasupra tuturor ai Dumnezeu. Vorbind, odată vorbea profesorul Dănăilă, poate numărul 1 în lume, recunoscut, o operație pe creier, are 80 de ani, încă operează, e din Dărăban. Un om care îl recunoaște pe Dumnezeu. El spunea, oameni buni, noi cunoaștem foarte, foarte puțin despre creier. Și ceea ce cunoaștem, mare parte nu e adevărat. Creierul are 2 miliarde de celule, creierul. Și fiecare celulă are 2000 de conexiuni. Și acum spunea el, cine l-a făcut creierul ăsta? Omul ăsta din Dărăban. La Dărăban a fost un frate prezbiter, Merticaru, bolnav de cancer la creier. S-a dus la el. Erau într-un fel consăteni, ăsta numărul 1 în lume, ăsta un frate prezbiter în adunare. Pentru că era din Dărăban, l-a investigat, mi-a spus familia și i-a spus, măi băiete, în creier este o capsulă pusă sigilată de Dumnezeu. Eu, omul, n-am voie să umblu, că mor. În creier nu se poate umbla decât de mână cu Dumnezeu, spunea omul ăsta. Ăsta e Creatorul. Dar omul ăsta e Tatăl nostru. Și spunea profesorul ăsta despre puterea de vindecare a omului. Și spunea că în creier există posibilitatea pusă de Dumnezeu, niște posibilități care noi nu le putem explica. Spunea el, de exemplu, există putere de vindecare prin rugăciune. Spunea Dănăilă, și are cărți, 60 ceva de cărți, toți chirurgii din lume studiază după el. Există putere de vindecare prin rugăciune. Nu pot explica. Cum? Prin fapte bune, prin gânduri pozitive, omul se poate vindeca. Că există un limbaj non-verbal, așa cum e vorbirea în limbi. Cine vorbește în altă limbă se zidește, scrie în Biblie. Vezi un copil amărât, că plânge, și te duci și îl mângâi pe cap, fără să spui nicio vorbă, și el tace. Dar ce e spus de tace? Nu e spus nimica. Un limbaj non-verbal. Ceva se întâmplă cu copilul ăla, se simte mângâiat. Așa e și cu vorbirea în limbi, nu știu ce vorbesc, nu știu Duhul meu ce îi spune, dar deodată mă simt zidit. Așa e și cu demnitatea care o căpătăm noi în rugăciune. Ne plecăm în umilință, smerii, Doamne, eu știu cine sunt, un nabur, un nimica. Dar mă rog și deodată capăt sentimentul că acela care eu crea totul e Tata. Și el a spus, nici nu vă mai spun rob. Eu vă spun prieteni. 1 Ioan 3,1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim și suntem. Băi, când începeți rugăciunea în seara asta, începeți așa smeriți, umiliți, plângând. Dar când terminați, să o terminați cu capul în sus și cu zâmbet. Noi ne rugăm, stăm de vorbă cu Tata. El e prietenul nostru. Știți întâmplarea cu fratele Vulbra, dar am citit-o și eu, că pe malul mării trecea un vapor așa de crozieră și un băieț stâmpițăr mi face semn să o oprească. Și un domn așa trecea, spune, măi băiete, nu oprește ca mașină la ocazie. Ăla e vaporul, merge, nici nu se uită și face semn mai departe. Și fratele Vulbra îmi spunea că oprește vaporul, coboară o barcă, vine spre țărm, coboară cineva, le ia pe băiet în brață, sui în barcă și înainte de a pleca băietul spune, nenea, capitanul vasului e Tata. Eu au avut înțelegere să oprească să vii să le iei. Tata e capitanul. Tata e Creatorul. Odată un băiet a strigat, Tata, oprește-o leacă soarele asupra Gabaonului și luna asupra văii Aialonului. Și Dumnezeu, Creatorul, prin soarele așa. A spus, stai o leacă așa, cum a strigat Iosua, nu știu. Trăiți demnitatea asta că sunteți copii de Dumnezeu, că sunteți fiice, că sunteți mireasă. Vă propune să stați de vorbă acum cu mirele? Nu mai spuneți că îl iubiți, numai spuneți că L-a așteptat. Nu mai spuneți că vi dor de el. Am lucrat și un coleg de-al meu a făcut liceul la Seral și a făcut facultatea, a ieșit inginer acolo unde am lucrat eu. După ceva vreme l-a pus director local, a ajuns director general și a ajuns președinte pe toată țara. Dar noi fiind colegi, palmași, de jos plecând, am rămas într-o relație de prietenie. Eu am fost pe la el pe acasă, el a fost pe la mine. O spun, Dragoș, când ai nevoie, mă suni. Băi, numai să nu te prindă băut și la furat. Încolo, să stai liniștit, că astea nu le fac. Odată avem o treabă cu el. Era director general. Am vorbit cu el dimineața, zic, vine pe la mine, măi. M-am luat cu mașina, m-am dus până la el. Acolo nu intri, portar, domnul, cine, buletin, mă până la... N-ai voie, dar ești în audiență? Nu, dar n-ai voie, domnule, mă dă afară. Băi, te dă afară dacă nu mă leși. Du-te și dă-i un telefon, spune că am venit eu. El nu l-a sunat, l-a sunat pe secretarul lui. Zice, domnule, du-te la camera cu tare la domnul secretar. Mă duc la domnul secretar, zic, spune la domnul director că am venit eu. Dar cine ești dumitale? Spune-ți, domnule Croitoru. Bă, dar în anticameră vă 10-11 cu diplomate, cu cravată, te stăteau la rând în audiență. Ăștia spune, vă caută domnul Croitoru. Bă, și ies om afară, mai Drăgușel, ce faci? Mă prinde pe după cap. Am fost ispitit de un duc de mândrie. Când m-a prins, hai, bine încoace, m-a dus în birou, i-am spus ce am auzit, spus, am povestit, când aici afară, tățăi mă salutau, să trăiți pe mine. Eu eram un inorocidiu, dar el nu știa ce nici eu. Băi, dar așa mi-a părut de bine că ăsta-i prieten cu mine. Marți am fost în Parlamentul României, mic dejun cu rugăciune, am luat cuvântul domnul Ciucă, președintele Senatului, așa erau de pocăiți, de evlavioși, tăți, domnul, vă binecuvintea, tăți venea să te strângă, să dea în mână, cine-s eu? Dar asta e politică, dar parcă te simței bine un pic. Dar eu m-am gândit, dacă aș ști voi, odată un frate pocăit are, o fost dat afară din servici că s-a pocăit, era în vremea lui Ceaușescu, și l-a transferat la altă întreprindere și i-a dat un post bun. Și a venit cineva la el și a spus, băi, tu ai pe cineva sus? O să am unul mare, gata, să te mie de el. Dar el l-avea pe Dumnezeu. El pe Dumnezeu, că doi, eu n-am spus minciuni. Eu l-am pe Dumnezeu, e mare. E mare Dumnezeu? Când ne rugăm, normal că trebuie să fim smeriți. Repet, suntem fără minte să ne mândrim noi în fața lui Dumnezeu, că nu avem cu ce. Dar se întâmplă ceva, Domnule, mă plec smerit, Doamne! Și deodată vine Duhul Sfânt și spune, mă, dar tu ești băiatul lui, mă, dar tu ești mireasă, dar tu ești prieten cu el, ridic capul și o spun, trăiască Domnul! Amin. Spunem asta? Amin. Domnul să ne ajute! Asta se întâmplă în timpul rugăciunii, de la umilință la demnitate. De la vinovăție la iertare. Frate, noi ne cosmetizăm imaginea așa ca să părem mai pocăiți. O facem fiecare. Și ne luptăm să fim pocăiți în toată ziua. O permanență e pocăința, măi Ionuț. O permanență. Și rugăciunea și pocăința. Și când îmi plec capul pe pernă, mă gândesc, măi, acolo am greșit, acolo nu trebuie să mă uit, aceea n-am trebuit să gândesc. Așa? Și îmi cere, am un sentiment întotdeauna de vinovăție. Și stau pe genunchi, că deodată plâng și mă rog, Doamne, Tu vezi că sunt neputincios, vezi că Te iubesc, vezi că vreau altceva și nu pot și plâng. Și atâta stau și mă rog până deodată capă sentimentul că El m-a iertat. Că dacă plângem, ne cerem iertare, cerem putere, El ne iartă. Și atunci am așezat rugăciunea între vinovăție și iertare. Știu că aveți păcate, știu că aveți greșeli, știu că aveți ispite, că toți greșim în multe feluri, spunea Iacob. Și eu îmi plec genunchi și mă rog, cer sângele Domnului să mă sperie, să-mi dea un cuget curat și mă plâng că mă recunosc. Dar stau până vine Duhul Sfânt, mă cercetează, mă mângâie și simt iertarea lui Dumnezeu. Nu vă ridicați de pe genunchi vinovați, tot vinovați. Nu cădeți în disperare, în descurajare, în depresie. Eu și la rugăciunile de stăruință care le-am văzut, câte una plânge, câte o fată, când mă iată, dar plânge, spune, frate, așa e vinovat. Cred că e, că și eu sunt vinovat. Dar de aici intervine Duhul lui Dumnezeu și căpătăm iertare. Nu cădem pe topogan la vale, ne ridicăm în sus pe Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus ne iartă. Amin. Da? Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos, adevărul nu e noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Ne rugăm cu gândul ăsta. Când ne așezăm pe genunchi, ne așezăm umiliți, smeriți, dar terminăm cu demnitate. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mâini, poi mâini, nu-i mult. Vom sta pe scaune de domnie. În rai e câte un smerit de ăsta pseudo. Frate, eu să fiu mântuit după ușă. Oameni buni, nu sunt locuri în rai după ușă. Mireasa nu stă după ușă. Mireasa stă lângă mire. Celui ce voi birui, voi da să șadă cu mine pe scaun de domnie. Acolo-i locul vostru, măi, fetelor, măi, băieți. Pe scaun de domnie. Asta e demnitatea noastră. Plângem. Ne cerem iertare. Ne recunoaștem. Și vine Duhul Domnului și spune că ne-a iertat. Duceți-vă acasă, iertați. Doamne, ajută-ne! Am așezat rugăciunea între privat și obște. Eu când mă plec pe genunchi, sunt un pic egoist. Am și o nevastă bolnavă, operată de cancer. Îi spuneam la frață, 4 ani n-am ieșit din țară deloc. Nu era frumos, femeia operată de cancer și eu evanghelist. Am copii, unul a terminat școala, alții vor să angajeze, căsătoriți, necăsătoriți. Și mă rog pentru ei, ce-i păcat? Nu, așa faceți și voi. Îi lasă Biblia să ne rugăm pentru ai noștri. Dar nu rămânem la asta. Repet, ne rugăm și pentru obște. Ne rugăm pentru o adunare. Sunt bolnav la spital. N-am cum să ajung la ei, nici nu știu pe tăți. Dar eu mă lupt pentru ei, că spune, altădată am prezentat rugăciunea ca o luptă, din Roman 15:30. Luptați-vă pentru mine rugăciune. Coloseni 4:12. Epafras, care e dintre voștri, se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Dar acum nu prezint rugăciunea ca o luptă. Dar am voie să mă așez sub greutatea ta. Mă lași un pic? Ai pe cineva bolnav? Ai o neînțelegere în casă, ai un faliment, lasă-mă să te ajut și eu. Dacă n-am cu ce te ajuta, spun o rugăciune, îmi dai voie să spun? Odată un frate trăiește, are 80 de ani prin America, era mărât și mi-a spus, frate Dragoș, mă sună, eram acasă, știi ce te rog, împrumută-mă cu o rugăciune că am nevoie. Și când asta ai nevoie, ți-o dau înapoi să-mi spui. Ne împrumutăm cu rugăciuni, da? Roagă-te pentru mine, eu mă rog pentru voi. În fața tronului, este în fața scaunului de domnie, în fața harului, este un loc unde se adună rugăciunile noastre acolo. Și apoi suntem ajutați la vreme de nevoie, spune în Evrei. Da? O venit un frate să mă duc în Africa, în misiune. Tu ai fost. Nu m-a lăsat nevasta. Stai acasă, lasă că ai Africa ta acasă. Ea bolnavă și nu m-am mai dus. Am prieteni buni care au fost în Africa de multe ori, misionari, oameni deosebiți. Am un prieten care a terminat Academia Militară, are nu știu câte brevete, a luptat în Afganistan, a luptat în Golf, s-a pocăit și a plecat misionar. Are niște experiențe omul ăsta extraordinare. Dar eu câteodată îi mai spun o rugăciune, îi spune, frate Dragoș, prin ce primești? Odată mergeam cu mașina prin junglă să oprim motorul. Ne-am dat jos să reparăm motorul, în câteva minute o turmă de elefanți ăia turbați, dacă ne prindea, ne omora pe toți. Dumnezeu a făcut, după aceea eu pornim motorul. Știi că oamenii ăștia au nevoie de rugăciunea ta? Așa cum ești tu, o fată tânără cu minte aici, în Spania, spune, Doamne, la mine din sat am fete plecate, am o fată plecată în India. Și ne rugăm pentru ea. Eu nu mă duc în India, că nu mă duc. Dar eu spun, Doamne, ajută pe sora Cristina, acolo păzește-o, ai îngeri. Eu mă rog pentru mine, dar de la mine, de la privat, mai trec și la obște și la adunare. Și apoi mă rog pentru păstor, Și mă rog pentru prezbiteri, și mă rog pentru proroci, și mă rog pentru cântăreți, și mă rog câteodată, mă rog mult, am listă de rugăciune, așa cu promisiune, de ani, de zile. Nu este o zi în care pentru oamenii aceia eu să nu mă rog. Ori sunt grăbit, ori nu sunt grăbit, trebuie să-mi fac timp, nu pot dormi, nu pot pune capul pe pernă dacă unuia care i-a spus că mă rog, nu m-a rugat. Cât e de mare lista ta? Pentru câți te rogi tu? Hai așezăm rugăciunea între privat și obște. Vă propuneți? Și acum când vă plecați pe genunchi, rugați-vă pentru voi, mama, tata, frate, soră, prieten, școală, mulți. Și apoi mai roagă-te și pentru alții. Doamne ajută! Amin. Am așezat rugăciunea între dorința mea și voia Lui. Că eu când mă plec pe genunchi, frate Ionuț, îi spun la Domnul ce să facă. Doamne, vreau asta, vreau salariu mare, vreau sănătate, vreau așa, așa, multe vreau eu. Ce voi nu vreți? Spuneți, Domnul, ce vreți. Dar știți că Domnul Iisus se ruga în Ghetismane, au văzut paharul ăla. Acolo erau toate spurcăciunile și păcatele mele erau acolo. El era Sfântul. A început a plânge și a spus, Tată, dacă e cu putință, departează, prea greu paharul. Și s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. A venit un înger, l-a întărit. Știți cum o termina rugăciunea? Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Asta face rugăciunea. De la dorința noastră, care îi legitimă într-un fel, ne duce Duhul Sfânt la voia Lui. Când soția a primit analizele că e bolnavă de cancer, l-am întrebat pe doctor ce fel de cancer, parcă ar fi bun și rău. O să domnul Croitoru, de la rău. Du-te unde știi. Dacă nu știi pe nimeni, îți dau eu o relație. Eu sunt bărbat, eu am făcut armată. Și când m-am dus acasă, în loc să-i spun că are cancer, am început să plâng. Și îmi spune, e cancer, nu? Că e cancer. Și m-a ridicat în adunarea, a spus, fraților, soția mea are cancer. Eu sunt om normal, îți cu minte. N-am niciun copil căsătorit. Acum s-a căsătorit unul. Așa. Aș vrea ca soția mea să trăiască. Rugați-vă. Dar încheiați rugăciunea, spuneți, facă-ți voia ta, Doamne. Unii m-au judecat. Eu cred că asta e o rugăciune a credinței. O spus băieții ceia din Valea Dura, Dumnezeu nostru poate să ne scapă. Unu. Al doilea pas. Și ne scapă. Al treilea. Și dacă nu ne scapă, tot nu ne închinăm. Ăștia sunt pași prin credință. Deci în rugăciune, de la dorința mea, la voia Lui. Există o voie absolută a Lui Dumnezeu și există o voie permisivă. Doamne, ieși de aici. Pe cine mai? Ieși repede. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țuarul îi nimicesc. Și fuge Lot, fuge și prăpăd în urmă. Și spune, Doamne, uite Țuarul ce mică-i, lasă-mă. Hai, du-te în Țuar, gata, iert Țuarul. Voia permisivă. Iona, încă 40 de zile, atâta mai are capitala, 40 de zile. Și ăștia încep să postească, să roagă, ei și animale. Și Dumnezeu schimbă un pic. Există voia lui Dumnezeu absolută și există voia permisivă. În rugăciune se întâmplă unul din două lucruri. Ori Dumnezeu schimbă hotărârea, ori te așează pe tine sub voia Lui, să accepti voia Lui. Eram la Botoșani, ne rugam pentru o fetiță bolnavă, sau băițel, un copil bolnav, nu știu. Și eram cu un frate proroc și îl cheamă pe bunicul. Pregătiți-vă din mormântare. Domnul a spus, nu schimb hotărârea. Și era o familie tânără și un copil frumușel și se rugau și oameni credincioși. Băi, nu schimb hotărârea, au spus Dumnezeu. La câteva zile a murit. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le schimbă. E voia Lui absolută. Când Dumnezeu nu schimbă hotărârea, rugăciunea face ceva. Ne așează pe noi sub autoritatea Lui. Adică eu închei rugăciunea resemnat. Doamne, eu așa aș vrea. Asta e dorința mea. Dar până la urmă, facă-se voia Ta. Asta e rostul rugăciunii. Și lucrul ăsta e foarte mare. Când te ridici pe genunchi, să spui, facă-se voia ta, să fii resemnat, Dumnezeu lucrează mai bine decât știm noi. Asta face Duhul Sfânt în timpul rugăciunii. Am așezat rugăciunea între supraviețuire și belșug. Toate ființele vii au nevoie de hrană, au nevoie de aer. Noi câteodată suntem cu rugăciune la cote de avare. Știți cât vă rugați, nu? Sau voi vă rugați mai mult? Eu sunt restanțier la rugăciune, o mărturisesc public. Da, dați-mă pe internet. Da? Oricât m-aș ruga, tot n-ar fi de ajuns. Dar sunt restanțier. Dar Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Un frate bolnav de COVID-ul ăsta spunea, băi, frate Dragoș, ce rău e să n-ai. Trăgem aer și n-avem aer. Insuficiență. Trăgem aer și am deschis geamul la spital. N-avem aer. Și aer era destul. Asta e boală. Voi cu rugăciunea cum sunteți? Belșug sau sărăcie? Domnul vrea prin rugăciune să ne dea viață veșnică, să ne dea belșug de rugăciune. Belșug de viață. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Unde să mai așeze rugăciunea? Scurt. Între teorie și practică. E bun? Mă duc într-o biserică, un frate în vârstă spune, frate, vine, te rog, facem stăruință. N-am făcut de stăruință după Duhul Sfânt de 20 de ani. Au venit fratele Tipei, au ridicat din sprânceană și au spus, voi nu sunteți biserică, voi sunteți un club select de creștini. Și a noștri nu vor stăruință. Și era fratele în vârstă și i-a spus, măi, frate, nu-i spun numele undeva în o biserică mare, nu facem stăruință în august, că am 2-3 nunți pe weekend. Voi n-aveți nunți, că e august. Nu, frate, noi n-avem copii, noi creștem câini acum. Și eu am 70 și ceva de ani, trebuie să predau biserica și mă tem de Domnul Iisus ce biserică îi predau. Mâine am dus, am făcut stăruință, nu spun ce lupte, până la urmă Dumnezeu o boteza cu Duhul Sfânt. Frate Dragoș, am aici teologi, vezi care când în cor, 3 sferturi au conservatorul. Vezi care dau un demn de rugăciune? Cei mai mulți au institutul terminat. Păstorul asistent se duce în birou, adunarea rugăciunii, se roagă și el face schițele de predică, face un referat de 3-4 pagini, vine, prezintă, citește referatul, vă rugăm politicos, ne ridicăm și ne rugăm. El ia hârtiile și pleacă înapoi în birou. Și eu fug după el și spun, du-te vei și te roagă, că adunarea te vede că nu te rogi. La teorie suntem buni. Eu am multe predici de rugăciune, numai gândul ăsta vin împărtășesc, spun amin. Dar la practică? Cum stăm cu practica? Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între privat și obște, între dorința mea și voia lui, între supraviețuire și belșug, între teorie și practică. Acum eu v-aș pune la practică. Vreți? Să încercăm? Să aplicăm astea? Rugăciunea e un mod de a accesa puterea lui Dumnezeu. Închei cu o întâmplare reală, o știu bine, dar nu vă spun unde s-a întâmplat. Era noaptea, niște copii voiau să se culce. Dar nu mâncăm seara, că suntem la cură. Seara nu se mănâncă. Dar unul spune, băi, dar o zacuscă ar merge totuși. Du-te și adu o zacuscă. Zic, dar ultima dată tot eu am fost, e rândul tău acum. Nu, du-te tu și adu zacusca. Și nu a vrut nimeni să ducă bă zacuscă și câțiva copii leneși s-au culcat flămânstăți. Acum eu întreb, văd surori mai în vârstă, mai gospodine, ați făcut vreodată zacuscă? Ce mai greu? De copt chipărușul și tăie ceapa și pus acolo sau de luat de pe raft? Ce mai greu? Nu? E mai greu să o faci, 2 zile stai la sobă, te frigi, o pui pe raft și o fată leane se duc să iei. Mai bine mă col flămândă. Măi, oameni buni, La Dumnezeu pe raft avem binecuvântări, avem haruri, îi scris numele tău acolo. Du-te mă și iau, mă. Ți-e greu să te duci să o iei? Știi cum te duci? Te pleci pe genunchi și spui, Doamne, dă-mi harul acela că e meu acela. Știi? Când a murit Hristos pe cruce, ne-a dat și iertare, ne-a dat și vindecarea. El e prietenul nostru. Tu prin rugăciune știi ce faci? Te duci și iei de acolo, din cămara al Dumnezeu, binecuvântarea ta. E greu să te rogi pentru asta? Hai să trecem de la teorie la practică. Vreți? Îmi dați voi să-i pun la rugăciune? Nu. Acum hai să ne ridicăm în picioare și faceți dovada că v-a plăcut predica. Faceți dovada că știți să puneți în practică ce ați auzit. Vă rog, faceți dovada. Treceți de la teorie la practică. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Amin.